Hai noroc, băieți, bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal, băieți, un episod puțin mai special, deoarece în acest episod ne vom juca Samp pe fundal, dar totodată vă voi prezenta setup-urile Sampeștilor și dacă vreți putem să facem o serie din acest lucru, pentru că mi se pare destul de interesant. Acest videoclip este inspirat de la Chipflix TV și voiam să vă zic că dacă mai vreți episoade de acest gen, nu uitați să apăsați butonul de like. Avem 20 sau 21 de setup-uri, dar înainte să începem să vi le arăt, voiam să vă zic că suntem pe serverul meu de Samp în acest moment, facem quest-ul special. Questul îl puteți realiza de la nivelul 3 și sunt peste 6 de jucători la momentul de față și vreau să vă mulțumesc foarte frumos pentru asta, pentru că sunteți alături de mine și pe YouTube și pe server și peste tot. Nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram și hai să-i dăm drumul la treabă. Voiam să specific de la început faptul că nu am foarte multe detalii despre fiecare PC în parte. Unii nu mi-au dat detalii deloc, mi-au dat doar poze, iar unii, uite, GG Tommy au luat băieții up. Mai mulți dintre băieți au luat up pentru că au fost foarte, foarte activi, au avut foarte multe nouri, reporturi și chestii de genul ăsta, așa că le-am dat up la aproape jumătate dintre ei, ceea ce e forță. Sunt unii care au avut peste 2000 de nouri și raportul lor este de 300 sau 350, nici eu nu știu exact. Hai să-i dăm drumul la treabă, o să începem cu acest prim setup, iar la final o să dăm câștigătorul, care consider eu că este câștigătorul acestui prim episod. Și poate ultim, nu se știe încă, asta depinde doar de voi dacă mai vreți episoade de genul ăsta. Dacă vreți și voi să participați, o să vă zic eu într-un următor video ce trebuie să faceți. Și vă rog, dacă e să mai facem videoclipuri, să-mi lăsați și voi niște detalii despre voi, despre PC și așa mai departe. Pentru că la momentul de față, mai puțin de jumătate din cei care mi-au trimis, mi-au dat detalii. Și n-am cum la unii să dau detalii despre PC, gen componente și chestii de genul ăsta, și la unii să nu dau, nu ar fi tocmai ok. Așa că o să-mi dau eu cu părerea despre setup-ul respectiv, dacă este pentru Sampiști adevărat sau dacă nu este. Bun, ăsta este primul setup. E un setup destul de simpluț, este chiar pentru Sampiști, mi se pare puțin prea mult pentru Sampiști, adică nu știu dacă... V-am nu, știți ce? E perfect, e exact ce trebuie pentru un Sampist adevărat. Ce nu-mi place mie la acest setup este că stai destul de aproape de monitor, sau cel puțin ai tras tu monitorul să iasă în poză, dar dacă e să stai așa cum văd eu poza, nu e tocmai ok, cel puțin pentru mine. Bă, e chiar ok, chiar îmi place acest setup, e decent. Bun, următorul setup este ceva cu roșu și negru, tot așa am și eu la PC acum. Apropo, dacă mai vreți sau dacă vreți să fac un videoclip special în care vă prezint setup-ul meu, nu uitați să-mi lăsați în secțiunea de comentarii și poate pe la 80.000 de abonați sau 90 sau nu se știe, vedem noi. Momentan avem 75.000 și vă mulțumesc foarte frumos pentru asta. O să fac un videoclip special în care vă prezint setup-ul meu cu tot ce trebuie, cu mouse, tastatură, alea, ce e keyround. Știu că mulți dintre voi m-ați întrebat ce tastatură am, pentru că am pus eu o poză la comunitate, am o Carora Redragon. Este o tastatură destul de silențioasă și totodată luminată și forță rău de tot, e și ieftină, e doar 100 de lei sau 120 de lei, nu mai știu cât am dat pe ea. Exact ca și tastatura băiatului din această poză. Bă, nu-mi place acest mousepad că e iluminat, nu prea... Pe mine, sincer, mă obosesc uneori luminițele, dar în schimb, per total, e un setup bun, chiar perfect pentru un sampist, exact ca și următorul setup pe care îl vedeți chiar acum. Bă, boxele alea arată destul de ok, sincer, și eu am niște boxe, dar sunt panara mereu de tot, nu prea ascult eu muzică la PC, dar setup-ul ăsta arată tot așa destul de decent, este tot ce trebuie pentru un sampist, exact ca și următorul setup. Nu știu cum ați făcut, dar aproape toate setup-urile sunt exact ce trebuie pentru niște sampiști adevărați. Are două monitoare, nu știu, mă mir cum de nu și-a pus unul stânga și unul dreapta, eu așa le-am acum. Mi-ar fi destul de greu să mă uit în sus la al doilea monitor, sau, na, vă dați seama, cred că m-aș obișnui, dar mi se pare cel mai mișto așa, cu unul stânga, unul dreapta, mai ales că trebuie să citesc comentariile de pe YouTube când fac live-uri. Și apropo de live-uri, de seară la ora 20 sau 20.30 o să facem un live stream. Încerc, nu promit, dar încerc, pentru că am de învățat la română. Bun, și setup-ul ăsta e destul de ok. Hai să trecem la următorul. La fel, băiatul ăsta are un scaun de gaming și are un monitor mai micuț, iar apoi unul mai mare deasupra. Nu știu, eu în locul lui mi l-aș fi pus invers, m-aș fi jucat pe ăla mai mare, dar cred că nu putea să-l pună pe ăla cu piciorul pe perete. Cred că de asta a făcut asta. Boxele alea de sus arată super ok, sistemul audio cred că e blană rău de tot. Per total e tot ce trebuie pentru un sampist. Pe unul a scos manele și pe unul de jos samp. Bun, în continuare avem un setup diferit de celelalte de până acum și o sticlă de Sprite, sponsor mi, MS, o să-i dau jumate din banii pe care mi-i dați băiatului.
ce mi-a trimis poza, bineînțeles că na, m-a ajutat la sponsorizarea aceasta, glumesc. Un scaun de gaming de epocă, cum zice Nicușor 7. Bă, mai degrabă ăsta este un setup de sampist adevărat. Bă, sampistului nu-i trebuie scaun de gaming, nu-i trebuie i979 și RTX 922. Sampistului trebuie un laptop, o tastatură și un mouse, maxim 50 de lei perifericele și un laptop care nu știu cât e. Nu vreau să vorbesc că eu, dar nu cred că e mai mult de 1000 de lei. Ăsta e sampistul adevărat. Bă, chiar îmi place setup-ul ăsta, cine știe, poate o să fie și un câștigător la acest videoclip. O să vedem. În continuare avem un setup care e tot așa, cred, nu știu, cred că e tot laptop, nu? Da, am un folder cu toate pozele pe monitorul din dreapta și sunt destul de micuțe pozele și nu-mi dau seama cam cum se văd sau cam ce în respectivele poze, dar voi le vedeți cam pe tot ecranul și vă puteți da seama. E un laptop, ideea e că nu e foarte luminată poza, dar per total e ok. Văd că e și pe SAM, dar nu știu exact pe ce server e. Văd că are și router, că a fost un meu router. Bun, chiar e ok. S-am pistus. În continuare avem un setup, o doză de Coca-Cola și dacă se uită băieții de la Coca-Cola la acest videoclip, poate să mă sponsorizeze și nu mă supăr. Și în dreapta monitorului, acum am văzut, mamă, nu e abonat la mine. Nu trebuia să-l pun în videoclip. Cum bă, să-mi dai poză cu setup, să apari în video și să nu fii abonat la mine? Dacă încă nu v-ați abonat, băieții, nu uitați să o faceți, puteți să apăsați și clomboțelul, eu nu mă supăr. În schimb, setup-ul e tot ce trebuie pentru un sampist. Îmi pare rău că nu e atât de profi video să vă dau detalii despre periferice, despre componente și așa mai departe. Eu sunt cu aspectul, cel puțin atâta mă interesează de la sampiștii mei. Următorul setup, văd că băiatul ăsta se joacă Fortnite, nu știu dacă e luată de pe net poza sau chestii de genul ăsta. De fapt, nu cred că e luată de pe net, uite acolo o sticlă de Dorna. Bă, am uitat la celălalt setup, la setup-ul precedent, să vă precizez despre acel bolovan luat din saline cel mai probabil, sau cel puțin pe acolo am văzut. Și hai să ne întoarcem la setup-ul ăsta. Scaun de gaming, periferice super ok, bă da, e super ok și setup-ul ăsta. În continuare, băieții, acest setup pe care îl vedeți voi acum este setup-ul lui Cartof Gaming, nu știu dacă ați ghicit mulți dintre voi. Dar este setup-ul lui Cartof Gaming și dacă vreți o să fac curând un videoclip în care vă arăt cum se bătea Cartof Gaming la școală, să vedeți și rău, e băiatul meu, cred că așa dă și pe tărf cum dădea cu pumnul. Da, îmi lăsați în comentarii și mă mai gândesc. Bă, cred că următorul setup pe care îl vedeți voi acum este cel mai șmecher, e mult mai șmecher și decât a meu. Dacă făcea și puțină curățenie pe birou era foarte rău de tot. Trei monitoare, îmi place că nu e cu roșu și negru, la fel ca jumătate din setup-urile românilor, cel mai probabil. Are braț de microfonul ăla, cred că e un AT2020, sper să nu mă înșel, dar per total chiar arată super ok. Nu știu dacă nu-l deranjează acel birou, gen să stea cu el între picioare, dar așa per total chiar arată super, super bine. Cred că băiatul e ceva YouTuber sau nu știu, ori are prea mult bani de investit în setup-ul lui. Următorul setup e ceva cu verde, cu RGB, cu tot ce trebuie, cu Razer, chiar arată super ok. Bă, aș aprecia dacă în următoarele videoclipuri ați da mai multe poze, gen din mai multe unghiuri și poate și câteva luminate, nu luminate de RGB, luminate de natural sau de bec. Bun, urmează un setup de sampist adevărat, fără dar și poate, un laptop, o tastatură și un mouse și un controller. Nu știu dacă v-ați jucat vreodată SAM cu controllerul, eu sincer nu m-am jucat, dar în schimb m-am jucat cu volanul. Încă un setup destul de ok, două monitoare, tot cu verde, tot pe tema asta cu verde cu negru, chiar arată ok, decent, exact pentru un sampist. Bă, următorul setup consider că este câștigătorul și vă zic și imediat de ce. Este cel mai simplu și probabil cel mai ieftin setup dintre toate astea, sau cel puțin atât, așa cred eu, nu știu exact ce componente are calculatorul lui. Boxele alea sunt mai mult decât sigur că sunt mai vechi decât deținătorul setup-ului. Tastatura la fel, mouse-ul la fel, monitorul pe acolo, cam prin același, cam același lucru. Iar căștile tot ceva de genul ăsta, nu știu, cred că ăsta e câștigătorul de astăzi. Îmi place super mult că e gen old school. Bă, exact cum o jucam eu în 2012, SAMP, așa e și setup-ul ăsta. Bă, e tot ce trebuie. Nu știu dacă e nevoie de ceva mai mult de atât pentru SAMP. Bun. Să continuăm cu acest setup care nu știu ce se întâmplă acolo. Nu e instalat PC-ul, nu e montat, nu știu, nu-mi dau seama. Dar e tot așa, exact ce trebuie pentru un SAMPist.
În continuare avem un băiat care se joacă Samp pe televizor. Am văzut că băiatul ăsta e pe Behood, de-aia m-am gândit să-l pun în videoclip. Apreciez treaba asta. Nu știu care e faza, cred că și-a adus televizorul din sufragerie și și-a lăsat monitorul deoparte doar pentru poză. Nu știu de ce cred asta, dar e tot așa ok. Îmi place că are și un volan acolo în dreapta. Tastatura e destul de decentă. Cred că mi-aș lua și o tastatură mecanică, dar mie să nu fie prea enervantă pe videouri. Vedem. În continuare avem un setup cu niște camere de filmat, de luat vederi în stânga acolo. Nu știu exact care e faza, dar setup-ul ăsta arată în regulă. Încă un setup acum cu o carcasă asemănătoare cu cea a băiatului de mai devreme, la cu 3 monitoare. Păi da, tot ce trebuie pentru un sampist. V-am zis, nu e tocmai cel mai profi video pentru că nu am cum să dau toate detaliile necesare, dar per total sunt super ok toate setup-urile pe care mi le-ați trimis. În continuare avem un setup, dar nu în întregime, nu se vede cam tot ce ar trebui. Nici băiatul ăsta nu e abonat la mine. De ce mi-ai da poză cu setup-ul tău dacă nu ești abonat la mine? Nu mai faceți de-astea, că nu vă mai bag în video, ok? Și ultimul setup, dar nu cel din urmă, un băiat acolo rebel cu Supreme, cu tot ce trebuie. Și ce a făcut băiatul meu? A pus bagnota de 100 de euro acolo lângă setup. Se pare cel mai șmecher. Băieți, să-mi lăsați în secțiunea de comentarii care setup considerați voi că este cel mai șmecher din toate astea. Sincer, mie mi-a plăcut ăla cu boxele alea vechi și cu mouse-ul și tastatura alea vechi. Ăla e pentru sampiști adevărați, nu ăla cu 3 monitoare, cu AT2020, nu fratii meu, ăla vechi, tot ce trebuie, ăla e. Vă mulțumesc foarte frumos pentru atenția acordată, sper că v-a plăcut acest videoclip. Dacă mai vreți videoclipuri de genul ăsta, bine, următorul promit că o să fie mai profi, cu detalii și fără prea multă bâlbâială. Nu uitați să-mi lăsați în secțiunea de comentarii. Eu am fost Radu și ca de obicei, vă pupă fratele, salut!